Căutarea adevărului și a sensului vieții, studiezi lumea din jurul tău și acumulezi cunoștințele ascunse în cărți, fără a uita de lumea bogată a fanteziei și imaginației. Nu ești atașată de nici o idee sau concept anume, percepând orice fel de experiență așa cum este. Născută pentru activitate și conducere, ai o răbdare și perseverență considerabile. Scopul tău este să-ți lărgești înțelegerea lumii și, prin urmare, Vezi existența ta ca o aventură nesfârșită, veselă, în care nu este nevoie să te grăbești nicăieri. Ai o personalitate puternică care știe secretul folosirii tăcerii în propriile scopuri. Fie că spui ceva sau nu, armata principală este limbajul trupului și sufletului, cu ajutorul cărora reușești să-ți exprimi cererile în așa fel încât să nu poată fi refuzate. Este aproape imposibil să se certe cineva cu tine. Ești extrem de încântătoare în realizarea propriilor tale idealuri, ai o abilitate minunată de a-ți canaliza întreaga energie până la ultima picătură, de a-ți clarifica drumul către obiectivul prevăzut cândva, și de a începe mișcarea unidirecțională în sensul de care ai nevoie, și dacă ai reușit să-i determini pe ceilalți să facă ceva așa cum ai nevoie, poți controla complet rezultatul acestei activități. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, neglijență, logică, inconstanță, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală, viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău Ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atâtea de multe trăsături izbitoare intră în conflict formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestosă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminuezi motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali, planeta ta în exil este Mercur lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsa ta de obiectivitate. Ești foarte diferită de ceilalți reprezentanței zodiei. Ești răbdătoare, persistentă, consecventă în acțiunile tale. Nu ești caracterizată de acțiuni impulsive. Gândești și calculezi totul până la cele mai mici detalii. În fiecare situație, Acorzi atenție nuanțelor nesemnificative, în același timp, poți privi problema la nivel global, ești un lider prin natură, dar îți lipsește agresivitatea sportivă, tu ajungi la conducere în mod propriu, parțial filosofic, nu ești doar un lider formal, ești un mentor, profesor, capabil să împărtășească cunoștințe, deci secretul folosirii tăcerii cu o eficiență uluitoare dintr-o dată în tăcere în anumite momente cruciale într-o conversație sau, de exemplu, negocieri de afaceri, obții un impact mult mai mare asupra interlocutorilor tăi decât dacă vorbai constant, încercând să demonstrezi ceva, sau chiar dacă ai fi urlat exprimându-ți emoțiile. În același timp, li se poate părea celor din jurul tău că oarecare forțe nevăzute se ascunde în spatele tăcerii tale, care este capabilă să se elibereze în orice moment, prin urmare, ești tratată de obicei cu prudență, ca și cum le ar fi frică celorlalți de a provoca o erupție vulcanică. Din păcate, un astfel de sentiment de insecuritate care rezultă din comunicarea cu tine se poate extinde foarte bine și la cei dragi, prieteni, cunoscuți și colegi ceea ce contribuie la apariția tensiunii în relații și uneori chiar duce la o pauză completă. De aceea, poți întâmpina adesea dificultăți în menținerea sentimentelor prietenoase pe termen lung și să treci prin viață, lăsând în urmă o mulțime de inimi frunte. De regulă, prefer să nu vorbești despre tine însăți și nu-ți place să răspunzi la întrebări cu privire la viața ta personală. Ești extrem de secretoasă în tot ceea ce se referă la fanteziile și viața ta interioară, dar totuși, ești capabilă să-ți proiectezi persistent și puternic fanteziile asupra lumii din jurul tău, formându-ți astfel mediul înconjurător, dorința și capacitatea ta de a controla oamenii este foarte mare, majoritatea oamenilor din jurul tău preferă să comunice cu tine exact așa cum îți dorești în principal pentru a nu-i nebuni și a nu le oferi un motiv pentru a-ți arăta natura din partea cea mai rău. În ciuda tuturor acestor lucruri, ești capabilă să creezi relații calde cu cei pe care îi iubești, ai o mare rezistență fizică și un bun control al corpului atât în timpul mișcării, cât și în repaus. În plus, iubești enorm copiii mici sau animalele, această iubire este uneori chiar capabilă să-ți înfrângă temporar treburile și interesele. Apropo, în astfel de relații, poți găsi o gamă largă de exprimare a intuiției și dezvoltării capacității tale de comunicare non-verbală. Cine nu este cu mine este împotriva mea, această frază este prea des un principiu de acțiune pentru tine. Ar trebui să înveți să erzi și să fii mai tolerantă față de ceilalți și de asemenea să începi să-ți folosești abilitatea de a iubi viața. Pentru o creștere spirituală eficientă, ar trebui să scapi de frica de respingere, să eviți suspiciunea și indecizia în acțiunile tale și să-ți corește dorința ardentă de a fi un obiect de admirație, te distingi față de alți nativi din săgătători prin astfel de trăsături speciale, ești cinstită, grijulie, naturală, curajoasă, în relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener? Nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini? Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 21 decembrie soarta ta? Ai o astfel de abilitate care te face unică printre alții reprezentanței acestui semn. Tu știi să păstrezi tăcerea corect, folosind astfel tăcerea pentru a-ți atinge obiectivele. O abilitate similară constă în faptul că te poți închide brusc în punctul culminant al conversației și, prin urmare, obții un efect mult mai semnificativ decât atunci când continui conversația. Cu toate acestea, o astfel de calitate poate fi folosit împotriva ta, deoarece alții nu sunt întotdeauna capabili să înțeleagă ce se ascunde în spatele unei astfel de comportament și pot avea impresia că nu sunt complet înțeleși și că ești complet nesigură, de aici prudență în comunicare, tensiune în relații și adesea o pauză completă. Acesta este motivul pentru care aproape că nu ai prietenii lungi cu nimeni. Relația ta cu ceilalți este afectată și de faptul că ești destul de secretoasă, tot ceea ce este legat de fanteziile tale, de lumea interioară și de viața ta personală este ascuns adânc în suflet, cu toate acestea, nevoia de comunicare cu tine există și este, de asemenea, foarte specifică, ai nevoie să-i supui pe ceilalți voinței tale, și o faci foarte des pentru că oamenii din jur care încearcă să nu trezească vulcanul preferă să se comporte așa cum vrei tu. Cu toate acestea, nu ar trebui să ia în considerare aceste complexe față de tine, prin natura ta, nu ești un astfel de monstru. Ești foarte emoționantă și călduroasă pentru cei pe care îi iubești cu adevărat. Aceste lucru este valabil mai ales în cazul copiilor tăi, de dragul cărora vei merge departe, fără a face economie de forță nici bani, nici căldură. Printre trăsăturile izbitoare inerentăție, trebuie remarcată puterea fizică semnificativă. Mai mult, o folosești cu precepere, deținând perfect controlul propriului corp în orice poziție și în orice situație. Semnul săgetătorului, care te patronează, te face extrem de intenționată, dar numai dacă obiectivul este cât se poate de concret. În acest caz nimeni și nimic nu te poate obliga să te oprești pe calea dorită. Dar aici sunt capcanele. De multe ori rezultatul unor astfel de aspirații este reticența ta de a crede că ideea ta nu are succes în totalitate. Ești prea ambițiosă pentru a admite înfrângerea în ceva. Dar, după cum știi, există o cale de ieșire din orice situație. Îți vei modera oarecum dorința de a fi primă în toate și poți deveni mai tolerantă față de cei care se află în apropiere, poți atinge cu adevărat înălțimile pe care le dorești. Pentru a putea ierta, trebuie să înveți să ți depășești propriile de temeri, trebuie să înveți să fii mai puțin suspicioasă și mai încrezătoare în ceilalți, pentru a scăpa de barierele interne. Poate că sunt prea multe condiții. Dar trebuie într-adevăr îndeplinită pentru a-ți realiza visele și a crește spiritual, dragoste și compatibilitate. Ești cuprinsă de mari dorințe, dar în același timp ascunzi posibilitățile enorme de control asupra celorlalți. Mulți se referă la tine în felul în care ar dori să fie tratați ei înșiși. În ciuda tuturor acestor lucruri, ești capabilă să fii fermecătoare, blândă, senzuală afectuoasă cu cei pe care îi iubești. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani. Veți putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, Singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioară îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație, scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate, balanța și capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor carnice reciproce, locuri de muncă și carieră. Te afli permanent în căutarea sensului vieții și al adevărului, studiezi în mod activ lumea din jurul tău, acumulezi cunoștință și experiență, ești un cititor avid de cărți, din cărți tragi cunoștințele despre lume, nu te grăbești să-ți împărtășești cunoștințele, dai informații într-o manieră dozată, stimulând astfel interesul pentru personalitatea ta, ești activă, ambițioasă, orientată către leadership -ul. Îți place să fii prima, persistența și răbdarea sunt caracteristice ție, îți atingi întotdeauna obiectivul, ai o personalitate puternică, cu un caracter particular, nu este întotdeauna ușor să se găsească un limbaj comun cu tine, lucrezi mai confortabil în mod independent decât într-o echipă, poți alege absolut orice domeniu de activitate, poți obține un mare succes în educație, știință, Cercetare, faci o analiză excelentă, dar științele exacte sunt interesante, de aceea te poți dovedi în inginerie și proiectare. Sănătate și boli, rădăcina problemelor tale de sănătate se află în visele neîmplinite și în dorințele neîmplinite, ambele sunt o cauză pentru depresie, trebuie să fii atentă, stările depresive o trăvesc viața ta este aproape imposibil să faci față acestor probleme în mod independent. Depresia poate trece, dar în această stare nu ești capabilă să te dezvolți, să progresezi. Aceste lucruri te deprimă și mai mult. Se dovedește a fi un cerc vicios. Furia și resentimentele îndelung reținute pot aduce la izbucniri broște de furie și cruzime. Un factor foarte important pentru tine este exprimarea sexuală. În acest sens, este foarte important pentru tine să găsești un partener care să-ți ofere nu numai căldură și tandrețe, dar și satisfacție fizică. Ca urmare a malnutriției, sunt posibile probleme cu pielea, dinții și excesul de greutate. Ar trebui să-ți moderezi pasiunea pentru dulciuri, precum și grăsimile animale și produsele lactate. Aportul de alcool și antidepresive trebuie să fie controlat în mod strict. Ți se recomandă exerciții precum aerobic și sporturi ecvestre. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o natură senzuală, romantică, indecisă, nesigură. Săpăturile de sine îți sunt caracteristice, uneori te aduc la depresie, condamnându-te și învinovățindu-te permanent. Ai o stimă de sine scăzută. Ai de luptat cu sarcini karmice. Trebuie să înveți încrederea, perseverența, determinarea. După ce ai pornit pe calea dezvoltării evolutive, dezvoltând spiritualitatea, îți vei putea găsi locul în viață, vei deveni fericită, prosperă. Sfaturi pentru tine. Știi cum să folosești tăcerea pentru a-ți atinge obiectivele. Folosește această tehnică mai des. Aceasta este o carte a tu pe care puțini oamenii o dețin în lumea modernă. Ce cadouri ți se potrivesc? Natura ta este pasională, curioasă, păstrând copilăria naivă. Cu toate acestea, nu vei dori ca nimeni să ți devină dușman. Ești extrem de periculoasă, săgețile ascuțite ale sarcasmului sunt direcționate de mâna fermă a rațiuni, distrugând voința și spiritul inamicului. Dacă cineva dorește să-ți facă un cadou bun, ar trebui să țină cont nu numai de regulile generale, ci și să asculte acest sfat, ai grijă să nu calci pe coada săgetătorului. Tu ești prietenoasă până când simți pericolul sau minciuna, și tu urăști mai ales minciunile și nu știi cum să le ierți. La un cadou greșit, vei simți cu ușurință o atitudine nesinceră față de tine însă și îți va fi extrem de dificil să-ți schimbi impresia. Ce să ți se ofere pentru a-ți place cu adevărat cadoul? Un abonament de la sala de sport? piscină, saună, echipament sportiv sau echipament pentru exerciții, smartphone, armament mic, chite de drumeții, termos, binoclu, busolă și lanternă, un abonament anual la presa scrisă preferată, albume de artă, discuri de vinil rare, cu siguranță nu vei refuza o vizită turistică într-o țară exotică, o săritură cu bangi, o plimbare cu balonul sau o lecție de acrobatică cu aeronave mici, vei accepta fericită cadouri farse, vei găsi un cadou sub strigătele de caldrece legate la ochi, un cadou cu mor, de exemplu, o praștie sportivă într-o cutie cu arbalete desenată pe capac, îți va determina aprobarea. Un mic lucru etnic sau șapte elefanți retro te vor încânta mai ales dacă o sticlă de ceva bun este atașată la tamburinul șamanului. Numai puțin despre figurine sculptate, vei fi încântată de sticlărie, pahare, pahare de vin, pahare originale și căni de bere. Vei fi recunoscătoare din tot sufletul dacă ți se va oferi un serviciu de porțelan sau o pereche de căni de ceai din aur de colecție. Albume și cărți despre artă și gătit plus felicitări. Dar ceea ce nu vei putea permite la ziua ta de naștere sunt discursuri lungi cu felicitări publice și o de Și mai departe nu-ți plac cadourile făcute manual, din păcate. Tu vei aprecia orice flori, un buchet elegant de salon într-o cutie cadou sau un braț de flori și erburi de luncă proaspăt culese. O varietate de flori într-un buchet și o revoltă de culori sunt binevenite. Apreciez tehnologia ușor de strecurat într-o geantă sau buzunar. Notoriul Mr. Gadget din desenele animate este un model pentru săgetător. Nu-ți poți imagina viața fără dispozitive multifuncționale compacte, precum și tot felul de gadgeturi tehnice și noutăți. În bijuterii, precum și în îmbrăcăminte, iubești totul strălucitor și neobișnuit, brățări masive cu un model etnic, Mărgele din turcoaz vesel precum cerul pe care îl vizezi, inele largi cu și fără pietre. Formula ta este simplă, bijuterile nu trebuie doar să fie frumoase, ci și să te înfrumusețeze ușor. Chiar și cele mai elementare elemente, mobilier, veselă, așternuturi, pot fi relevante pentru tine. Tu dedici atât de puțin timp gospodării încât poți bea ceai din pahare de plastic ani de zile vei arăta o îngrijorare autentică când ți se oferă ceea ce ai cu adevărată nevoie. Parfumul pentru tine este o varietate de arome florale, de parcă ai plasa un oraș plin de viață direct într-o pajiște colorată. Veselă, porți soarele în inimă, așa că îți place să simți parfumurile florale discrete care amintesc de vară și de libertatea nemărginită. Poți fi recunoscută ca un cunoscător de bibelori și suveniruri ai deja o mare de ele, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine nu, îți place în special exoticul, care îți transformă locuința într-o ramură a cabinetului curiozităților și a clubului călătorilor, crustacei cretacice, amuletă voodoo, castaniete, tamburine de șaman, o vază din Veneția, una rece cu săgeți, totul își va găsi locul pe raftul tău ospitalier. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.